Salutare tuturor! Interviuri neconvenționale din această perioadă a anului este dedicat unui subiect care sper să vă atragă din capul locului, fiindcă vom vorbi despre mitul femeii care reușește într-un fel să facă istorie, să o construiască într-o manieră personală. Am spus că suntem într-o perioadă mai aparte a anului și anume peste canalul Mânecii. Toată lumea știe, în curând vor avea loc funeralele celui mai longeviv monarh din istoria Marii Britanii. Vom vorbi alături de istoricul stejărăr Olaru și despre cea care a condus în ultimele 7 decenii Marea Britanie, dar și despre două românce, la fel de cunoscute ca și Elizabeta a II, Maria Tănase și Nadia Comăneci. Îi mulțumesc foarte mult profesorului stejărăr Olaru că este alături de noi și că ne-a adus și aceste cărți care sunt absolut niște surse de informare cu totul speciale. O să vedeți de ce spun asta, fiindcă există în cuprinsul celor două cărți niște istorii pe care noi nu le cunoaștem. Fiindcă informația la nivelul publicului e cea cu sare și cu oțet, cu tot felul de picanterii, dar adevărul istoric e puțin ascuns. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Să începem puțin cu Elizabeta a II și să vedem dacă din punctul dumneavoastră există o moștenire a lume pe care ar trebui să o vedem la femeia aceasta de 96 de ani, care, apropo, a plecat dintre noi într-o zi aparte, pe 8 septembrie, de nașterea Maicii Domnului. Știu că aveți și studii teologice, da. Așa că aștept. Am urmărit cu atenție opiniile istoricilor, analiștilor, jurnaliștilor consacrați pe acest subiect și din România și din străinătate și mi s-a părut extrem de interesant faptul că toți s-au aflat pe aceeași linie în ceea ce privește răspunsul la o întrebare similară cu cea pusă de dumneavoastră, moștenirea reginei Elisabeta a II-a. Având în vedere că vorbim de 70 de ani de domnie și având în vedere că această domnie a început la scurt timp după sfârșitul celui de-al doilea război mondial, când Marea Britanie și nu numai Marea Britanie se afla în perioada de reconstrucție, societatea suferea încă în urma conflictului care se încheiase. Și dacă ne uităm așa de-a lungul domniei acestei regine, vom vedea cum cursul istoriei a evoluat din etapă în etapă cu și fiecare context a fost absolut special. Având în vedere că astăzi Marea Britanie este a șasea putere economică a lumii și mă întorc la momentul încoronării reginei Elisabeta a II-a la 25 de ani, în 1952. De fapt, momentul oficial încoronarea a avut loc în 1953. Da, un an mai târziu. Exact. Un an și ceva mai târziu. Deci putem spune că acest monarh lasă o moștenire serioasă. Atât poporului britanic, dar mai ales regelui care o urmează, fiul ei, Charles al III-lea, care trebuie să se ridice la nivelul așteptărilor pe care britanicii le au în acest moment. Deci, sigur că regina Elisabeta a II-a ne-a obișnuit pe toți cu o conduită aparte. A fost o personalitate conservatoare, fără doar și poate, am văzut cu toții acest lucru, dar în același timp a știut să țină pasul cu schimbările vremurilor. A fost fermă în opinii de fiecare dată, a fost atentă să țină familia împreună în condițiile în care au fost destule crize printre membrii familiei monarhului, cele mai multe cu caracter monden, care au ținut titlurile pe prima pagină a ziarelor, atât din Marea Britanie cât și din lume. Așa este. Și rolul reginei s-a văzut, a fost hotărător, pentru că familia astăzi, mai ales cu această ocazie a înmormântării, este împreună și
e și datorită ei acest lucru. Nu știu cum a reușit să treacă Meghan peste povestea asta, dar să o vezi totuși după aceea, la scurt timp, fiind prezent acolo, în condițiile în care nimeni din presa de scandal n-a bănuit o secundă că ea o să zboare peste ocean. Asta mi s-a părut una dintre poveștile astea legate de moștenire. Așa este. Iar, de fapt, cea mai importantă și chiar periculoasă pentru familia monarhică, o criză, a avut la începutul anilor 90, când prințul Charles s-a separat și apoi despărțit de prințesa Diana și care a fost un moment urmărit cu sufletul la gură de britanici și nu numai. De altfel s-a și încheiat dramatic, da, cu un accident mortal. Dar și atunci când regina s-a poziționat inițial într-un fel, a știut că are de îndeplinit așteptările publicului în ceea ce privește prințesa Diana, care a fost extrem de iubită de toată lumea. Deci moștenirea reginei este una mare, poate am putea spune chiar apăsătoare pentru monarhul care s-a așezat acum pe tron, dar având în vedere experiența pe care o are regele Charles al III-lea, vârsta de asemenea pe care o are, la 73 de ani încoronat rege, mama lui a fost încoronată la 25 de ani, și de altfel regina a spus de mai multe ori după încoronare, în interviuri pe care le-a acordat așa foarte succint presiei, că s-a simțit nepregătită să devină regină. Ei, nu putem spune acest lucru despre Charles al III-lea, care cu siguranță este pregătit. Eu cred că va face față și acestei moșteniri și nu pot decât să mă bucur că e vorba de un rege care are o relație specială cu România. Da, dacă tot am ajuns aici, sunt curios. Care e perspectiva istoricului? Fiindcă Charles a venit din 1998 constant în România, ultima dată chiar anul ăsta, în primăvară, el are câteva proprietăți în Ardeal. Sunt tare curios dacă fiul său ar putea încerca să preia tradiția tatălui, fiindcă noul prinț de Charles, noul principe de Wales, în locul lui Charles, e William, pe care deja poporul britanic îl așteaptă pe tron. La un moment dat chiar erau voci care spuneau că Charles va fi sărit peste domnie și că au după fost... Elizabeta va veni William direct. Îmi aduc aminte de discuții în anii anteriori din presa internațională care se refereau la faptul că prințul Charles nici măcar nu mai este interesat de domnie și că ar renunța la tron imediat ce regina ar deceda. Iată că nu se întâmplă, au fost doar speculații ale presei din Marea Britanie. Știm un lucru precis, și anume că domnia lui Charles al III-lea nu va fi 7 decenii. Asta e exclus. Fiul său cu siguranță va urca pe tron mult mai repede decât a făcut-o el. Nu mi-aduc aminte dacă William a vizitat România împreună cu tatăl său în toate aceste vizite pe care Charles le-a făcut, dar da, așa este. Charles al III-lea are mai multe proprietăți în România, dar nu numai că are aceste proprietăți. El a fost un adevărat ambasador pentru noi și asta ar trebui să recunoaștem, pentru că și-a manifestat în mod public dragostea față de România de nenumărate ori, descriind-o ca pe o țară minunată. Este foarte implicat în activități sociale, da, mai ales în susținerea unui mediu curat. Și atunci, da, a fost în țara noastră nu doar așa trecător, ci pentru că a simțit că se simte bine aici, nu doar în natură, dar și printre cetățenii ei. Cred că e foarte interesant, pentru că am urmărit primul lui discurs în calitate de rege, când sigur că și-a luat adio de la mama sa într-un mod foarte frumos și emoționant, dar a știut să puncteze câteva lucruri interesante, și anume că lumea se schimbă, dar valorile rămân,
și că valorile pe care le-a și le-a asumat regina sunt și valorile lui. Și a menționat de asemenea despre rolul bisericii pe care îl joacă în societate. Să nu uităm că monarhul în Anglia este și capul bisericii. De altfel, poate că două, trei cuvinte ar trebui să spunem ce înseamnă monarhia constituțională în Marea Britanie, pentru că nu trebuie să avem foarte multe așteptări în ceea ce privește implicarea regelui sau reginei în politica de la Londra sau în țările din Commonwealth. Pentru că rolul regelui sau reginei și a membrilor familiei este acela de a oferi onoruri, de a reprezenta statul, de a... Sigur, este capul armatei, capul bisericii, dar potrivit Constituției nu se poate implica în decizia politică. Puterea adevărată, cea executivă, este la guvern și cea legislativă la Parlament. Dar regele, sunt convins că, așa cum a spus în discursul său, nu va mai veni în România atât de des pe cât a făcut-o până în prezent. S-ar putea să nu mai ajungă. Îi va fi greu. Îi va fi greu. Nu pentru că nu va putea, ci pentru că nu va avea timp. Va avea o agendă extrem de, exact, de plină pentru următorii ani. Deși ar fi pentru noi mai mult decât onorant, fiindcă nu cred că am avut vreodată vreo vizită a unei suveran al Marii Britanii în România și asta ar fi cu adevărat un mare succes al diplomației. Așa este. Vom vedea. Oricum... Dar un succes ar fi și dacă William i-ar prelua tradiția și ar veni în coace. Absolut. Pentru că e păcat să... Sigur, activitatea acestor fundații pe care le-a creat în România, precum și activitatea creată în jurul proprietăților pe care le-a cumpărat, nu va înceta, nu trebuie să avem nicio îndoială din acest punct de vedere, dar reprezentarea probabil că nu va mai fi directă și din partea regelui și eventual uneia dintre fiii săi. Bă, părerea dumneavoastră, o femeie face politică puțin diferit față de un bărbat. Poate schimba mai ușor cursul lucrurilor? Orba. Cred că femeile au o intuiție mai bună decât bărbații, în general, și acest lucru le oferă un avantaj și în politică. De multe ori sunt mult mai conciliante. Cu alte cuvinte, se descurcă în procesul de negociere, poate chiar mai bine decât o fac bărbații. Deci aș miza, dacă e nevoie, pe rolul unei femei în politică și cred de altfel că, cel puțin în politica din România, sunt prea puține femei care se joace acest rol în mod serios. Mă uit acum la guvernul actual, cred că e o singură femeie în guvern. Absolut, una singură. Și care are oricum un minister fără portofoliu. Deja asta spune multe. Asta spune multe în condițiile în care în state foarte dezvoltate, și mă refer la cele din nordul Europei, această dezbatere s-a încheiat de mult. Procentual, femeile, câte locuri se ocupe în executiv, în administrația centrală, în administrația locală, în consiliile de administrație, se știe foarte bine că acolo sunt reprezentate prin lege în mod egal cu bărbații. Am pus această întrebare fiindcă vreau să fac legătura cu cele două portrete de femei care au jucat și care au avut... Care n-au făcut politică. Care n-au făcut politică oficial, dar care au fost în compania politicienilor, fie că este vorba despre Maria Tănase, fie că a fost vorba și că mai e încă vorba despre Nadia, fiindcă compania Nadiei mai e căutată și astăzi, la cei peste 60 de ani pe care campioana noastră, multipla noastră campioană... Născută în 1961. Da. Trece vreme. Da. Și știu că a studiat foarte atent cazurile celor două, așa că aș vrea să începem cu Maria Tănase, fiindcă istoric ea a fost înainte și fiindcă nu cred că știm încă foarte multe lucruri despre
privighetoarea, ciocârlia cântecului popular românesc. La un moment dat, după 90, am vorbit cu oarecare uimire despre faptul că ea ar fi putut fi spioană, nu știm a cărui serviciu, sunt tot felul de legende, ba cu nemții, ba cu englezii, ba cu, ba cu românii. Ba cu securitatea? Ba cu securitatea, ar fi avut ca iubit pe fostul șef al serviciilor secrete, Eugen Cristescu, de până la finele celui de-al doilea război mondial, un om care chiar a știut cam tot ce mișca, nu doar în țara asta, ci cam în toată partea asta de Europa. Așa că vreau să văd și părerea istoricului. Cazul Mariei Tănase este un caz special și mi-a fost foarte greu să scot la lumină informația veridică, cea controlată din mai multe surse, cea pe care mă puteam baza ca fiind adevărată. Pentru că în cazul Mariei Tănase există foarte mult folclor și astăzi. Sunt foarte multe mituri, sunt foarte multe povești care nu s-au întâmplat în sunt realitate. Sunt aproape 60 de ani de când ea a murit, să facem această precizare apropo de ce ați spus cu miturile. Absolut. Și atunci n-a fost deloc ușor, pentru că toate aceste informații, sau mă rog, unele dintre ele, au fost preluate de unii autori serioși în studii, chiar și în cărți. Și atunci eu a trebuit să fac un lucru, pe care de altfel îl fac ori de câte ori scriu o carte. Citesc tot ceea ce s-a scris despre acel subiect înaintea mea. Nu contează calitatea lucrării, o citesc. Citesc, vizionez materiale video, ascult benzi dacă există, citesc ziarele și bineînțeles că merg în arhive să studiez arhivele. Și în cazul Mariei Tănase, citind tot ceea ce puteam să citesc, am observat neconcordanțe cu ce spuneau unii autori, ce spuneau alți autori. De exemplu, acum îmi vine în minte faptul că în unele lucrări se menționează anumite călătorii pe care le-a făcut Maria Tănase în străinătate, în perioada interbelică. Chiar cu puțin timp înainte să înceapă cel de-al doilea război mondial. Și în aceste călătorii ar fi întâlnit anumite persoane, Constantin Brâncuș sau alte personalități din lumea artistică internațională. Și nu puteam să construiesc exact firul narrativ în această direcție, pentru că nu mă lămuream unde a plecat și când, având în vedere că se băteau cap în cap informațiile. Și mi-a venit o idee care m-a salvat și, să-i verific pașaportul. Ah. Când și-a făcut pașaport, ce vize are în pașaport, ceea ce am reușit să fac. Și atunci mi-am dat seama cu ușurință care au fost călătoriile Mariei Tănase. Ați găsit pașaportul? Da. În arhivele românești am găsit și pașaportul, cu greu, dar l-am găsit, și am putut să fac ordine într-un astfel de subiect. Dar acesta a fost doar un exemplu. Clar. Baza unui document clar, pe care l-am coroborat cu alte mărturii, da. Pe care în felul acesta am putut să le dau credibilitate acestor mărturii. Și asta spuneam, că Maria Tănase în jurul acestei personalități s-au îmbinat foarte multe mituri. Și nu este vorba doar de perioada interbelică, e vorba și de război și e vorba și postbelic. Pentru că Maria Tănase, și asta e interesant, cel puțin a fost un motiv care m-a făcut să am entuziasm în a documenta și scrie această carte. Maria Tănase a trecut prin mai multe regimuri politice și a pus amprenta și în interbelic, când se lansează ca artistă, și în timpul războiului, când are probleme cu guvernarea legionară,
la început, și post-belic, când ușor, ușor se instalează regimul comunist în România și, bineînțeles, Maria Tănase va avea de suferit, cel puțin la sfârșitul anilor 40 și a începutul anilor 50. Și atunci a fost interesant să văd, pentru că urmărind biografia ei, traseul prin toate aceste regimuri politice, am putut să descoper foarte multe, am putut să-i descoper anturajul. Acest lucru este foarte interesant la Maria Tănase. Anturajul ei. Din acest motiv am decis ca în carte adesea să ofer spațiu personalităților care s-au învârtit în jurul Mariei Tănase, pentru că meritau. Pe de o parte erau importante, da? Importante în cultura română, au făcut ceva, au însemnat ceva, unele dintre ele mai puțin cunoscute astăzi, mă refer la pictori, muzicieni, actori, scriitori, din toate domeniile, lăutari, nu mai spun. Și atunci, cine citește această carte, merge pe cărarea principală care este Maria Tănase, dar din când în când va fi obligat de mine să pășească ba în stânga, ba în dreapta, da, să se ducă să mai descopere pe cineva și apoi să se întoarcă pe drumul principal la Maria Tănase. Sunt multe astfel de personaje în carte și mi-a făcut plăcere să le descoper, evident, tot în arhive. Bă, părerea dumneavoastră a fost o femeie extrem de seducătoare, care a știut foarte bine să manipuleze. A avut acest talent. Să nu o considerăm manipulatoare, dar a avut acest talent. Știa să o facă. A fost o femeie frumoasă. A iubit foarte mult viața. A avut foarte multe relații romantice. Iar printre ele și cu Constantin Brâncuș? Sau nu? Am punctat acest lucru în carte, pentru că acesta este un mit pe care am simțit nevoia să-l... Că toată lumea știe, mamă, ce bine. Nu să-l distrug, dar măcar să-l pun în chenarul care trebuie. A existat o relație, i-aș spune, consensuală cu artistul Constantin Brâncuș. Nu a fost o relație romantică de lungă durată. S-au întâlnit pur și simplu la New York în timpul unei expoziții universale unde delegația României se afla prezentă și atât. Mai mult nu s-a întâmplat. Au existat apoi povești că s-ar fi dus Maria Tănase la Târgu Jiu în momentul în care s-a inaugurat coloana Infinitului. Prostii, așa ceva nu s-a întâmplat. Nu se verifică. Și am punctat în carte relația cu Constantin Brâncuș, pentru că mi s-a părut importantă. Eu am găsit la Academia Română câteva pagini din însemnările Mariei Tănase, pe care le-am folosit, dar de asemenea însemnări ale celor mai apropiați de Maria Tănase, despre Maria Tănase, care au fost adunate, sincer, nu știu în ce context, dar s-au adunat toate într-un dosar acolo la Academia Română și care a fost studiat, dar nu de foarte multe persoane. Cum au privit-o legionarii, fiindcă ați vorbit despre faptul că a avut anumite probleme în anumite etapele vieții și sunt curios să văd ce fel de probleme a avut cu acel regim undeva în 1940-1941, nu? Da. La sfârșitul anului 1940 se instaurează guvernul legionar până în ianuarie 1941, când are loc rebeliunea legionară și această mișcare de extremă dreapta este alungată de la putere. În această scurtă perioadă, Maria are de suferit. Legionarii o considerau pe Maria Tănase bețivă și țigancă. Erau acuzații pe care le-au făcut publice în ziarele legionare și de asemenea considerau că această femeie nu cântă folclor și nu are dreptul să cânte folclorul adevărat românesc. O poveste avant-la-lettre cu manelele din zilele noastre. Și n-a mai avut spectacole.
Ba, n-am mai, aș spune că n-am mai fost chemată nici la radio. Radio era, radioul de atunci era cea mai importantă scenă artistică a țării, pentru că toată lumea asculta radio, televiziune nu exista, ajungea în fiecare casă, sau mă rog, în casele în care erau radiouri, și atunci artiștii erau nerăbdători să obțină o invitație pentru a înregistra muzică sau discuri la Societatea Română de Radiodifuziune. Radioul în guvernarea legionară este condus de un legionar. Și se spune, acestea sunt mărturii, nu am găsit dovezi, am căutat în arhiva radioului și n-am găsit, și mulțumesc pe această cale celor care m-au ajutat. Discurile i-au fost distruse și a fost interzisă. Se spune că unul dintre discuri care a fost distrus este o înregistrare pe care a făcut-o cu orchestra lui Steve Bernard. Și acest lucru e interesant, am să mă opresc asupra lui un minut. Steve Bernard era un muzician din Brașov. Era un evreu care în timpul războiului a fost obligat să găsească tot felul de soluții pentru a scăpa de deportare. Un muzician extrem de talentat, care după război imediat a reușit să fugă din țară. Cânta jazz, avea o orchestră, Steve Bernard Band, cred că se numea, și era faimos. Maria Tănase a înregistrat la radio cu orchestra lui Steve Bernard un disc care cred că se numea muzică populară pe ritm de jazz. Hot, combinat. Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Acest disc a fost distrus de legionari atunci, la începutul anului 1941. Din păcate... Nu s-a mai păstrat niciun exemplu. Nu s-a mai păstrat sau, cine știe, poate fi pe undeva ascuns printr-o arhivă unde sunt discurile de ebonită, neinscripționat, nu știe nimeni ce e pe el, și poate la un moment dat va fi scos la lumină. Ce pot să vă spun este că ar fi extraordinar să o ascultăm pe Maria Tănase cântând muzică populară pe ritmuri de jazz cu această orchestră, cu un muzician atât de talentat cum era Steve Bernard. Și asta ne mai arată ceva. Faptul că această femeie, acest artist, era deschis colaborării cu artiști care performau și în alte genuri de muzică, nu doar în folclor. Nu cred că a mai făcut cineva această colaborare până la Maria Tănase, și nici nu cred că, cred că a trecut mult timp până să mai fi făcut altcineva un gest similar. Deci, cam aceasta a fost povestea pe scurt cu legionarii. Maria Tănase, și acest lucru am descoperit, dar acum îmi scapă informația exactă, Maria Tănase s-a adăpostit o perioadă destul de lungă, de câteva săptămâni, la o scriitoare, nu-i mai țin minte numele, o scriitoare din București, care era și jurnalistă, și s-a ascuns acolo, și se spune că s-a ascuns și la legația, cred că e vorba de Iugoslavia, dar nu sunt sigur. Cert este, da, pentru că am făcut o solicitare și la arhivele diplomatice de la Belgrad pentru a vedea, pentru a găsi corespondența din acea perioadă, telegramele diplomatice trimise de la București la Belgrad, să văd dacă este menționată Maria Tănase, și nu am găsit niciun document în acest sens, dar cred că informația este veridică. Deci a stat o perioadă ascunsă de frica legionarilor până când, probabil până imediat după rebeliune, când a putut să iasă la iveală. Da, fiindcă ei făceau tot felul de razi, practic tăiau și spânzurau. Ce au reproșat comuniști? Depinde în ce perioadă. Pentru că imediat după... Trebuie să vă spun că Maria Tănase... Bun, eu nu vreau să povestesc în detaliu, pentru că aș vrea ca cititorii să descopere. Dar Maria Tănase a avut o relație extrem de apropiată cu Harry Browner, folclorist, evreu, din familia Browner, de la Piatra Neamț,
celebră de altfel, cu un frate pictor și celălalt fotograf. Harry Brown a fost unul dintre mari, mari folcloriști ai noștri. Și era și simpatizant comunist. Sigur că asta nu l-a împiedicat să ajungă în pușcărie, trimis de comuniști, dar cel puțin în perioada 1945-46 beneficiază Maria Tănase cumva de protecția acestui anturaj, pentru că Harry Brown a fost unul dintre cei care s-a numărat printre fondatorii Asociației Amicii URSS. Deci, importante personalități comuniste de atunci făceau parte din această asociație și erau, bineînțeles, apropiate de Maria Tănase. Dar Harry Brown este arestat și el, acuzat de spionaj pentru americani. Și undeva prin 48-49 lucrurile sunt teribil de complicate. Folclorul românesc are de suferit enorm în acea perioadă, pentru că nu mai puteai să cânti ce voiai. El trece printr-o... Sigur că pe noi ne amuză astăzi și m-am uitat un pic la cântecele de atunci, la versuri, care sunt oribile. Se cântă despre muncitorul din uzină, muzică populară, despre țăranul de pe tractor, despre lucruri de acest gen. Toate cântecele. Este o perioadă în care în câteva luni Institutul de Folclor analizează toate versurile melodiilor populare, se vadă dacă e ceva în neregulă și în paralel se fac alte versuri care să slujească noului regim. Uh-huh. Maria Tănase refuză să cânte așa ceva, evident, dar este interzis în acea perioadă. N-aș spune interzis, tacit, să zicem. Nu mai este difuzat la radio, emisiuni în care obișnuia să apară nu mai invită, până prin, cred că până 1950-51 se întâmplă acest lucru, când lucrurile ușor-ușor încep să revină. Sigur că Maria Tănase avea, ea era o femeie de o deosebită forță, avea foarte multe relații și în mediul politic, chiar și în acesta comunist, cu ministrul de interne de atunci, chiar cu Gheorghe Udej, încearcă să-și găsească rostul și ea în acest regim, apelând, cerând audiențe la liderii comuniști, dar cititorul va vedea în carte cum a reușit să se descurce. Să menționăm că are o relație interesantă și cu Securitate. Și apropo de ceea ce spuneați la un moment dat dumneavoastră, cu cât de spioană a fost Maria Tănase și pentru cine ar fi lucrat, comuniștii întotdeauna au suspectat-o că lucrează pentru britanici. Da. Ea a avut o relație de iubire și cu această poveste, de altfel, îmi încep cartea, cu un jurnalist francez, trimisul agenției France Press, că mi se pare France că Press, atunci nu se numea France Press, da, peste an va deveni, de altfel, da, acest Maurice Negre, da, Negre, Maurice Negre va deveni chiar șeful exact, în două mandate al agenției France Press. El era corespondent la București în 38, sfârșitul 38 a fost trimis aici. Să spunem că postul de corespondent străin la București era foarte important pentru jurnaliștii occidentali. Deci, iar aici se afla un corp jurnalistic occidental foarte mare. Aveau și o asociație, erau zeci de jurnaliști străini din toată lumea. Toate marile publicații și agenții erau reprezentate aici. Din păcate nu se mai întâmplă din asta. Din păcate nu, astăzi. Dar nu e, e și vina internetului, a modernizării, da. Sigur, e mai complicat. Și atunci este această relație de iubire cu Maurice Negre, care este și spion. Lucra pentru britanici, într-adevăr, sub acoperire. Dita mai francez. Francezul, pentru că Franța căzuse. Așa. Și toți cei care erau angrenați în mișcarea de rezistență franceză trebuiau să lucreze cu englezii. Ceea ce au și făcut. Și serviciile de informații din România descoperă destul de ușor rolul acestui jurnalist francez și este arestat, este condamnat la 10 ani de închisoare, este închis, este eliberat după negocieri, după vreun an și un pic,
dacă mi-amintesc bine, și apoi pleacă. Pleacă în Franța, unde își continuă lupta de partizan în timpul războiului. Această relație este foarte interesantă, de aici pleacă totul, de aici autoritățile o suspectează că lucrează pentru britanici, rămân aceste informații în dosar, dosarele astea trec de la serviciile interbelice la cele comuniste, că sunt preluate arhiva, sunt aceleași informații, se repetă documentele, rapoartele, da, da. Și Maria Atanasie e considerată că lucra pentru britanici. Nu cred că lucra pentru britanici, în sensul în care un serviciu de informații înțelege acest lucru, dar a avut o relație și cu diplomații străini de la București până când a fost obligată să le oprească. Ultima parte legată de Maria Atanasie e despărțirea ei. Și funeralii, apropo de funeralii, sunt colosale pentru București, fiindcă ea practic este însoțită pe ultimul drum de o mulțime absolut uluitoare de români. Da, sunt imagini, chiar și pe internet, pe YouTube, găsim câteva minute bune. Sunt imagini filmate atunci de la mormântare. Se spune că aproape 1 milion de oameni au însoțit-o pe ultimul drum. Au fost multe sute de mii, fără doar și poate, nu știu dacă 1 milion, dar trebuie să avem în vedere faptul că acest eveniment n-a vrut să fie organizat de regimul comunist atunci, așa cum a ajuns să se întâmple. Maria Tănase a fost depusă la Teatrul Constantin Tănase, lumea a venit să-și ia la revedere și cozile erau foarte lungi și foarte mari și n-a avut nimeni ce să facă și oricum a fi fost o prostie din partea regimului comunist să intervină sau să blocheze lumea de a participa la înmormântarea artistei și într-un fel regimul comunist s-a pliat, pentru că imediat după moartea ei, ea a fost din plin asumată de regim. Da. Adică toate rezervele au dispărut. Relația ei cu spioni străini, că n-ar fi fost atașată regimului muncitoresc, era una din criticile din documentele de arhivă, din caracterizările făcute de informatori. Apropo, foarte mulți prieteni de-a ei erau informatori ai securității, un număr foarte mare de informatori în jurul ei. Imediat după moarte este asumată din plin. Muzica ei este vândută de Electrecord, în masă, se fac demersuri ca în străinătate. Maria Tănase a înregistrat un disc cu melodii în limba franceză. Și el a fost pus în vânzare în Franța, la Paris. Acum murise. Da? Iar dacă murise, era perfect pentru regimul comunist să se fălească cu ea, în condițiile în care, cu câțiva ani înainte, o izolaseră, da, și aveau cu totul altă opțiune. Să ne concentrăm puțin și asupra relației dintre securitate și Nadia Comăneci, fiindcă facem repede un arc peste timp, dar e clar că și această copilă născută la Onești și care avea să devină, cred că prima noastră mare campioană din ultima parte a secolului trecut și prima sportivă notată cu nota maximă în lumea Olimpiadei, are și ea o istorie tumultoasă. Și fuge din România în noiembrie 89, cu foarte puțin înainte să cadă regimul ceaușist. Da, cu 3 săptămâni. Arcul peste timp nu este chiar atât de mare, pentru că Nadia s-a născut în 1961, iar momentul ei de glorie are loc în 1976, mă rog, aș spune chiar 75, deci la un pic peste un deceniu de la decesul, de la dispariția Mariei Tănase. E cam în aceeași perioadă istorică. Cartea se numește Nadia și securitatea, dar inițial titlul pe care am vrut să-l pun a fost
paralele inegale, Nadia Comăneci și Securitatea. Numai că din punct de vedere estetic n-am putut să o fac, era prea lung pentru acest gen de copertă, nu? Acoperea chipul Nadiei. Dar nu este doar despre Nadia și poliția politică din România din acea perioadă. Este mai mult decât atât, cred, pentru că am încercat să scriu această carte concentrându-mă pe școala de gimnastică feminină din România, pe realizările ei, pe felul în care s-a creat, în ce context politic, care a fost ingerința politicului în activitatea sportivă, respectiv în gimnastică, mai ales din cauza sau datorită Nadiei, depinde cum vrem să privim, și, bineînțeles, am încercat să descoper și cât de amplă a fost urmărirea Nadiei de către Securitate, pentru că a fost urmărire pe parcursul a mai multor decenii. Această urmărire debutează în mod temeinic cam după ce Nadia devine campioană europeană în 1975, când avea 13 ani. Sigur că nu Nadia era obiectivul Securității în acel moment, fetița de 13 ani, și de altfel Nadia nu era singurul obiectiv, era Nadia și familia, părinții. Obiectivul Securității era să descopere ce se întâmplă în această relație antrenori Nadia și familie, antrenori respectiv Bela și Marta Caroli și familia Comăneci. Deci o urmărire care din 75 și până în 89, iată, durează ceva, evoluează în mod foarte interesant de-a lungul timpului. Este și perioada când, întâmplându-se acest eveniment grozav la Onești, respectiv Nadia ajunge campioană europeană la schi în Norvegia în 1975, dintr-o dată Securitatea și partidul zice: dar ce se întâmplă acolo, la Onești? Avem o școală interesantă care, iată, creează campioni, hai să fim mai atenți. Hai să vedem cine lucrează acolo. Dacă nu cumva ajung spioni de prin străinătate să spioneze activitatea sportivă din România, de la Onești. Cam exotic. Un coregraf, Gheza Pojar, a fost reclutat informator de Securitate în acea perioadă, cred că prin 75, șantajat pe acest subiect, pentru că avusese iubită o franțuzoaică. Securitatea, în mod aberant, o considera spioană a serviciilor secrete franceze. Franțuzoaica tot venea prin România, pe la Onești, să se întâlnească cu iubitul ei. Și l-au acuzat pe coregraf că lucrează pentru francez și omul a cedat șantajului, devenind informatori. Pentru că i-au pus în față două scenarii. Ori te anchetăm și vedem noi ce se întâmplă după aceea, spionule, ori colaborez și totul va fi bine. Sigur că mai târziu Gheza Pojar, coregraful, de altfel un coregraf de notorietate, și-a desfășurat această activitate de informatori. Aș spune, așa am simțit eu din documente, pentru că a refuzat să vorbească cu mine, cu dedicație, cu plăcere. A fost un foarte bun informator. A fost un foarte bun informator al Securității, mai ales dacă stăm să ne gândim că a și avut o relație conflictuală cu antrenorul, cu antrenorii, cu cei doi soți Caroli, și atunci i-a plăcut să spună tot ce putea să spună despre Marta și Bela Caroli. Acum, lungindu-mă în acest discurs, am uitat de unde am plecat. Poveste cu Securitatea și cu Nadia. Da. Și că mai avem doar câteva minute, aș vrea să vedem dacă putem să răspundem repede înainte. Ce poveste avem până la urmă? Nadia e genul de om care a cedat, fiindcă e clar că a fost asediat. Nici n-a știut. Nici n-a bănuit amploarea urmăririi asupra ei. Nu? No. Nu. Adică nu vi s-a propus niciodată să joace un rol oficial? Nu. Sub nicio formă. Și cred că nici Securitatea nu s-a gândit. Deși, acum îmi vine în minte,
faptul că la un moment dat, când ea avea 13-14 ani, securitatea a intenționat să recruteze colegele ei din clasă, de la școală, deci minore, pentru a afla mai multe despre ceea ce se întâmplă cu Nadia la școală, nu în sala de gimnastică. Nu știu dacă a reușit să facă acest lucru, dar intenția a existat. Exista un raport de la Bacău trimis la Onești, punctați eleve din clasa Nadiei ca să intre în procesul recrutării. Nu, Nadia nu a simțit că este urmărită, a primit indicii în acest sens. Chiar și fuga ei, cumva maestros realizată, a făcut-o tocmai pentru a evita ancheta, sau mă rog, nu ancheta securității de mai târziu, că ea oricum avea loc, ci să, în așa fel încât securitatea și mintea să nu-și dea seama de planurile pe care le avea. Și a reușit. Fuga a fost bine pusă la punct în condițiile în care s-a făcut de niște amatori. Și aici au fost și sunt în continuare mituri, apropo de legende, că a fost că a fugit cu ajutorul securității, ba că a fugit cu ajutorul unei părți din securitate, ba că a fugit cu ajutorul CIA-ului, ceea ce cred eu că nu este adevărat. Cred că am explicat destul de bine fuga și ancheta care a avut loc după, pentru că e foarte interesantă ancheta. Mai avem 30 de secunde. Ce urmează după Maria Tănase și Nadia Comăneci? Urmează două cărți despre cel de-al doilea război mondial și în acest moment mă documentez așa mai temeinic, pentru că mi se pare foarte interesant atât acest episod pe care l-am petrecut în Odessa, administrarea, ocuparea și administrarea acestui oraș de către armata română, cât și mărturii interesante ale supraviețuitorilor de la Auschwitz, care se găsesc în arhivele din România. Și atunci cam aceasta este tema pentru următoarele volume. Mulțumim frumos, domnule profesor Stejrelo Olaru. Vă doresc succes, să vedem Odessa e de actualitate în contextul acestei confruntări ucrainene rusești și chiar și povestea cu Auschwitz, care rămâne mereu un loc de studii și de aprofundări și de completări. Mulțumim foarte mult, baftă multă, iar celor care ați fost alături de noi, țineți-se aproape, fiindcă Canal 33 încearcă mereu să vă ofere subiectele zilei, dar și subiecte care au încă multă, mult de spus. Toate cele bune tuturor!